Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului, rubrica La fața locului. Din păcate, nu ne aflăm la fața locului pentru că nu este posibil. Fața locului este un spital din București unde un copil face citostatice. Este vorba de Flavian, copilul domnului Voican Dumitru, tatăl lui Flavian. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnul Voican, lucrați și dumneavoastră și soția la penitenciarul Târgu Jiu și până de curând ați avut o viață perfect normală. Foarte normală. Când de zi de zi, ați aflat normal. O veste tristă că acum, băiețelul dumneavoastră este bolnav? În urma unor analize, care le-am făcut acum 2 săptămâni, mai probabil vinerea asta cealaltă, am aflat dimineața la ora 9, a venit soția la serviciu cu analizele care erau foarte, foarte rele. Foarte anormale. Anormale. Adică toți parametrii erau... Da, aveau foarte unele mari, altele scăzute. Da. Și... Dar de ce ați făcut analizele astea? În urma unei răceli, soția l-a văzut că e un pic palid. Și... V-ați gândit să facem niște analize? A zis că dacă e asistent, a zis că știe despre ce e vorba și s-a dus și i-a făcut analize pentru că... Și acolo, a doua zi, am văzut rezultatele. Ați repetat analizele? Nu. Când le-am văzut, am plecat direct la Marie Curie. La ora 10-11, cam așa am plecat. La ora 3 am ajuns la urgențe, la Marie Curie, la internat de urgență, cu diagnosticul leucemie. Și după 3 zile sau 4 mai exact, că vineri la internat, până a fost de 1 decembrie, cam marți a venit și domnul doctor Scurtu de la șeful de secție de acolo, de la Marie Curie, și apoi a fost o discuție cu soția de față cu copilul acolo și le-a spus că de ce au venit, cum că nu au materiale, că nu au ace pentru puncție, că trebuie să apeleze la cei de la fundeni să le facă rost de materiale și plus să se roage de ei pentru rezultatele analizelor. Și apoi soția m-a sunat, a zis că e foarte dificil acest doctor și nu prea au cu ce să ne țină în spital. Și atunci am luat legătura prin alte surse și am obținut să ajungem la fundeni, la doamna doctor, șef de secție Coliță, și a ajuns acolo imediat cum a ajuns, miercuri a fost asta, transferul s-a făcut miercuri, cu o salvare de la alt spital, tot cu intervenții. A fost foarte amabilă doamna când a venit, imediat l-a luat, i-a făcut puncția în 5 minute până să, foarte repede, deci nu... Atunci iar s-a confirmat diagnosticul, i-au internat, le-au făcut, l-au pus direct pe citostatice, pe deci deja face plasma. Citostatice. Da, de atunci nu a fost deconectat deloc. Citostatice cu intercalare de plasmă și sânge. Permanent, zi permanent, și noapte. Da. De când? Deci de câte nu zile? Pleacă de lângă pat. Păi de miercuri. După ce a făcut de și săptămâna. A fost diagnosticat, nu mai pleacă de lângă pat. Și face nevoile acolo, lângă pat și nu... Da, cutremurător. Deci, diagnosticul este leucemie mieloblastică M1, da. Acută. A fost asta M1. Că avansează foarte repede, am aflat că nu mai este M1, acum este M3. Asta înseamnă că e mai gravă decât M1. Adică a avansat de la M1 da, la M3 într-o da, săptămână? Da. Sub citostatice, sub tratament? Da, pentru că doamna doctor, am înțeles că e plecată la un congres în altă țară și va veni mâine, după cum mi-a spus soția. Și este o doamnă doctor care ține locul. A zis că astăzi va trebui să iasă ultimul examen la puncție.
Adică dar, se face o altă punkție sau nu, nu. E un examen mai complex la prima punkție? Cum ar fi de la punkția aia să fac două examene. Unul primul care îi spune că este leucemie și am înțeles că al doilea prea multe nu știu nici eu, dar din câte am înțeles că cel care va ieși trebuia să iasă azi sau mâine, dar normal trebuia să iasă mai devreme pentru că au deja o săptămână de când e sub tratament de citostatice și nu este tratamentul care trebuie. Așa că nu se știe exact ce trebuie să-i facă. Astăzi trebuia să iasă, cum mi-a spus soția, că trebuia să iasă un examen al acelei funcții, să spune exact stadiul în care se află boala. Ca să știe ce tratament se aplică. Da, dar exact. Problema e că doamna doctor e plecată, asta boala merge cu tratamentul care l-a pus atunci și doamna doctor care o substituie a zis că nu este schimbat tratamentul până nu vine doamna Coliță. Sau nu până vine doamna, până nu până vine rezultatul. Acest ultim rezultat. Da. Da. Dragi telespectatori, deci Flavian are nevoie de ajutor. Ce am făcut noi pentru asta, nu doar un reportaj, nu doar un scurt interviu și nu la fața locului pentru că nu am mers acolo la spital și nu se poate face așa ceva în spital. Am vrut ca dumneavoastră, oamenii din Gorj, să vedeți asta și de ce nu din România, materialul apare și pe internet. Ce facem noi pentru asta? Vom organiza împreună cu Asociația Tinerii Gorjului, împreună cu Săptămânalul Vertical, cu Radio Infinit, cu Consiliul Județean Gorj și cu Doina Gorjului, împreună cu mulți, mulți artiști de suflet, un spectacol pe 18 decembrie la care vă invităm, prețul biletului este 20 de lei, toți artiștii vin voluntar, fără să perceapă onorariu, bani de transport, diurnă sau cazare. Absolut toți artiștii. Am comandat biletele, 20 de lei costă un bilet, vom face o comisie de inventariere a biletelor vândute, absolut toți banii până la ultimul leu vor merge în conturile deschise pentru copil pe care le aveți acum afișate. Toți care participă și le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi, toți, absolut toți, tot, sala este gratuită, totul este fără bani, toți banii care se strâng nu se va cheltui nici măcar un leu, să sperăm că vor fi cât mai mulți. Se așteaptă donații de orice fel, în bani, se pot face sponsorizări, conturile le aveți afișate, dar măcar veniți la spectacol să-l ajutăm pe Flavian să se facă bine. Domnule Voican, suntem alături de dumneavoastră și noi. Sunt convinsă că nu vă place deloc să veniți la noi de data asta, ați fost nevoit. Să dea Dumnezeu să fie bine, sănătate. Și Flavian să vină la noi în emisiune imediat cum se face bine. Vă promit că le aduc. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă așteptam la spectacol.